Maur, Sebastian Veledescu, vizat într-un dosar de corupție. Motivul descinderilor DNA surse. Procurorii NA au făcut percheziții, marci, la locuința fostului ministru al finanțelor Sebastian Veledescu. Potrivit unor surse judiciare, fostul ministru ar fi vizat de un dosar de corupție. Pe vremea când era ministru, Veledescu ar fi favorizat mai multe societăți pe care el i Sorin Bureanu le deineau. Atât Sebastian Veledescu, cât i Sorin Bureanu sunt ateptai la sediul DNA pentru a da explicații. Sebastian Veledescu a fost ministru al finanțelor în perioada 2005-2007, respectiv în perioada 2009-2010. El este cercetat sublinierei în dosarul Rompetrol 2, fiind acuzat de cetre procurorii DIICOT de complicitate la delapidare sublinierei abuz în serviciu.